Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de miercuri 23 septembrie. Astăzi, miercuri, este ziua guvernată de Mercur, deci comunicarea și mentalul sunt la cote înalte. Veștile bune vin și din partea planetelor. Dacă ieri vă recomandam să nu faceți multe acțiuni, să nu luați decizii importante, uite că astăzi cerul s-a degajat. S-a relaxat și este o zi foarte bună pentru planuri și diverse proiecte de viitor. Însă e important să analizăm toate acțiunile pe care vrem să le facem și să ne bazăm pe experiența de viață pe care am acumulat-o până acum, indiferent de vârsta pe care o avem. Și înainte de a da puterea personală celor din jur și înainte de a asculta sfaturile altora, care pot fi binevoitoare pe alocuri, dar nu întotdeauna bine intenționate, mai bine e să ținem cont de ceea ce simțim, de ceea ce vrem noi să manifestăm și după aceea să-i ascultăm și pe ceilalți. Astăzi este o zi în care avem puterea să ne luăm propriile decizii. Înainte însă de a trece la horoscopul zilei, vreau să-ți reamintesc să apeși butonul subscribe, pentru că în acest fel YouTube te va notifica ori de câte ori fac o nouă postare. Și dacă apeși în josul, în descrierea acestui podcast, vei vedea linkurile către canalul meu de Vimeo și sunt convinsă că vei găsi și lucruri interesante acolo, printre care și horoscopul anului 2021. Dar hai să vedem până la horoscopul anului ce se întâmplă cu ziua aceasta. Și încep analiza cu semnul berbecului. Așadar, berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi îți recomand să ceri ajutorul celor din jur. Știu că ești cel care îi ajută pe toți și natura ta, esența ta este aceea salvatorului, a omului care sare în sprijinul altora. Dar trebuie să te protejezi și tu și să nu te supraîncarci cu tot felul de îndatoriri. Nu este o rușine să ceri ajutorul celorlalți sau să delegi anumite atribuții altora. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi, da, poți să faci un mic exces culinar, poți să iei și acea bomboană și poți să iei și acea tabletă de ciocolată și încetează să te mai simți vinovat. Pentru că vinovăția nu o să-ți aducă niciun beneficiu. Este o zi în care apetitul crește pentru Tauri și s-ar putea ca să-ți agăți în cui o dietă pentru următoarele 24 de ore. Dar poate ar fi cazul să te întrebi ce se află în spatele acestei nevoi. De ce ai aceste pofte? Oare nu cumva în interiorul tău ți-ai neglijat un anumit domeniu de viață? Sau te simți copleșit de prea multe responsabilități? Vezi că aceste pofte au o legătură strânsă cu ceva care te nemulțumește. Poate ar fi cazul să investighezi puțin acest aspect. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Astăzi ești aliniat total la gândurile, emoțiile, nevoile și dorințele celor din jurul tău. Comunicarea este deschisă, onestă și ai să spui ce gândești fără a fi brutal și fără a-i afecta emoțional pe cei din jurul tău. Astăzi este o zi în care tot ceea ce ține de eveniment social în viața gemenilor este foarte bine aspectat și mai ales binevenit. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Astăzi, dacă vrei să ai o zi plină de succes, încearcă să îți ții emoțiile sub control.
Nu te lăsa copleșit de o situație neobișnuită. Nu le permite celorlalți să exercite presiune asupra ta. Nu vei funcționa bine astăzi sub presiune. Încearcă să păstrezi controlul și încearcă atunci când ceilalți vor să-ți depășească zona ta de confort și vor să pătrundă în sufletul tău, încearcă pe cât se poate, cu respectul cuvenit, să-i pui în banca lor. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi este o zi în care îți recomand să nu renunți la un proiect. Poate vrei să-ți cauți o casă și n-ai găsit nimic și ești cuprins de, nu de disperare, cât de lehamite, nu mai vrei. Sau poate vrei să cumperi ceva și n-ai mai găsit acel produs și ai spus gata, nu mă mai interesează, nu-l mai doresc, nu mai îmi trebuie, nu mai am nevoie de el. Misiunea mea astăzi este să-ți reamintesc acest lucru. Nu renunța, oricât de greu ar părea, pentru că este doar un test al Universului. Vei vedea că ulterior lucrurile încep să se așeze și vei găsi exact ce cauți, vei obține exact ce-ți dorești. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi ar fi de dorit pentru fecioare să se axeze puțin mai mult pe casă, pe domiciliu. Este o zi în care e important să repar ceva acasă. Fie apa, fie electricitatea, fie se strică, nu știu, un produs din casă, un aparat și are nevoie de mentenanță sau chiar să achiziționezi unul nou. Și este o zi în care o discuție s-ar putea să scoată la iveală o ofertă de lucru foarte interesantă care va merita să fie luată în calcul. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi, balanțele sunt provocate la locul de muncă. Cineva extrem de încăpățânat încearcă să își mențină punctul de vedere pe o pantă greșită. Tu știi că ce vrea acea persoană nu e în regulă, dar dacă n-ai să dai dovadă de flexibilitate, lucru care este specific zodiei tale, s-ar putea ca totul să escaladeze într-un conflict nedorit. Prin urmare, încearcă și tu să o dai la pace și să lași lucrurile să intre pe făgașul lor încetul cu încetul. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi, Scorpionii au o temă clară. Ocupă-te de mașină, iar dacă nu ai mașină, fii foarte atent în trafic. Nu că este un pericol de accident, dar poți să eviți o situație neplăcută. Asta e cu siguranță. În plus, astăzi îți recomand să nu te grăbești, pentru că din neatenție, din grabă, s-ar putea să faci niște erori grosolane în acte, hârtii sau documente. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi o să ți se pară că te lovești de un zid la fiecare mișcare pe care o faci. Și zidul acesta este gros și înalt și mare, mai ales când vine vorba de emoții. Ziua este destul de intensă. Fiecare vrea ceva de la tine, fiecare are o pretenție, la serviciu primești foarte multe sarcini, dar nimeni nu se gândește la tine ca om și la nervii pe care îi ai și capacitatea de gestionare a unei cantități de muncă mult prea mari pentru un om. Ce-ți recomand? Este important să vorbești și să comunici
și să specifici faptul că e deja prea mult. Clarifică lucrurile, trasează teritorii, ridică granițe și ai să vezi că totul va reintra normal. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Astăzi, cei din jur încep să te vadă într-o lumină nouă, mult mai bună. Se pare că norii de furtună care au planat în ultima perioadă asupra ta încep să se risipească încetul cu încetul. Încearcă să fii tu însăți sau însuți. Încearcă să îți păstrezi mintea clară și concentrată la activitățile de zi cu zi. Încearcă să îți faci un plan de acțiune și mai ales nu te lăsa dus de nas de lingușelile celor din jur, pentru că foarte multă lume va încerca astăzi să-ți intre pe sub piele și să obțină niște favoruri din partea ta. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Astăzi o întâlnire, fie pe cale virtuală, informatică, da? Deci un business call sau față în față, s-ar putea să fie cel mai important lucru al zilei. Este vorba de o discuție, de o conversație interesantă și plăcută, care pe lângă partea de business, pe lângă partea de proiecte de viitor, să includă și ceva filozofie, probleme spirituale sau discuții artistice. Comunicarea astăzi ar trebui să fie clară, deschisă și este o zi foarte plăcută pentru vărsători să interacționeze cu cei din jurul lor. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi peștii sunt în mare formă fizică. Ai să fii asemeni unei albinuțe care zboară din floare în floare și ai să rezolvi foarte multe lucruri. Dar atenție, dacă n-ai să-ți dozezi această cantitate de energie, s-ar putea ca seara să cazi leșinat în pat de-a dreptul. Prin urmare, folosește această energie pe întreg parcursul zilei, dar dozează-o, nu totul deodată. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei. Vă mulțumesc că mi urmăriți activitatea, vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Vă doresc tuturor o zi superbă și nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu activitatea mea viitoare. Pe curând!